această ediție sunt zile dedicate anumitor țări cu aport important în jazzul contemporan. S-a întâmplat anul ăsta să fie cele trei țări nordice, Norvegia, Finlanda și Suedia, dar sunt și din alte țări mulți muzicieni risipiți în program, pentru că e greu să intri în calendarul unora care cântă peste tot în lume. Pentru prima dată sunt 4 zile cu câte 5 concerte și pentru prima dată când scena de la Văliug ia amploare și sunt 2 sau 3 concerte pe zi. E al doilea an când Universitatea e partener important al festivalului. Mă bucur foarte mult pentru că la Universitatea de Vest cultura e capitală și mă bucur când se întâmplă lucruri din astea în orașul meu. Cu siguranță vorbim de o tradiție, iată a 2-a ediție pentru noi, a 26-a pentru festival. Cu siguranță vom fi din nou aici și la anul. Este unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din Europa Centrală și de Est. Pe lângă programul nostru cultural pe care desigur îl oferim comunității, susținem și proiecte culturale valoroase, autentice, care lasă urme adânci în comunitate și în cultura românească. Noi fiind aici și făcând de asemenea vizibil acest festival, îi convingem pe cei mai tineri să înțeleagă cât de important este Grâna Jazz Festival. De foarte mulți ani umblu la Grâna și îmi place atmosfera și am și fost surprins când m-au invitat și mă bucur foarte tare. Ți s-a părut atmosfera din această zi? Super faină și a venit foarte multă lume, practic a fost plin biserica. Este prima oară când cânti la Grâna Jazz Festival. Cum ai descrie această atmosferă? Este un vibe foarte fain din partea oamenilor. Se simte că sunt oameni care vin de plăcere, oameni care iubesc natura, care iubesc și muzica în același timp și totul se contopește într-o poveste frumoasă. Așa mi s-a părut de când am intrat pe ușa festivalului mare. De unde sunteți? Din Timișoara, dar ați plecat din 2000. În Canada, lângă Toronto, în Kitchener. Și am fost în 2012, aici ultima oară, și acum am venit să-mi vizitez părinții în Sint Nicolau și cu ocazia asta să-mi revăd prieteni aici, mulți, și muzicieni, și jurnaliști. Am venit din Reșița, sunt din Timișoara și sunt cu prietena mea din Cluj. Ceea ce mi se pare schimbat este faptul că apare o nouă generație care e un sentiment interesant pentru că sunt atât de liberi, nu cunosc grămadă de lucruri, dar n-au nicio problemă și își trăiesc viața așa cum trebuie să ți-o trăiești. La câta ediție? Completă la a doua. Parțial a mai fost, dar încercăm să-l facem un ritual de fiecare an, împreună cu prietenii din zona asta și din Cluj, sunt câțiva. Încercăm să venim constant în fiecare an. Nu cred că mi se pare diferit și cred că ăsta e un lucru bun, în sensul în care oamenii sunt obișnuiți cu o anumită calitate și cu o anumită atmosferă și cu un anumit vibe pe care reușesc să-l regăsească. Mă asigur că pentru fiecare poate fi ceva diferit dincolo de organizare și ce oferă ea, în funcție de sensibilitatea, preferință și cred că fiecare ne regăsim câte un cânte, o trupă sau câte un solist sau câte un instrumentist pe care îl iubim în fiecare an și asta adaugă un pic de surpriză și un pic de bucuria personală, dar cred că toți așteptăm același lucru. Oamenii faini, calitatea muzicii, atmosfera. La câte ediții veniți? Cred că este la 15-a. Ce este diferit ediția aceasta de celelalte la care ați fost? Oamenii cred că sunt mai drăguți, e mai multă lume și cred că atmosfera este mai plăcută, mai prietenească. Mai veniți și la următoarele ediții? Cu siguranță. Cum ai descrie atmosfera din această seară? Cum ți se par trupe?
Trupele sunt foarte mișto. Am venit special de astă seară pentru că îmi doream să văd pe cineva anume. Mi se pare că e din ce în ce mai multă sete după o pandemie de evenimente și e joi seara și deja e foarte multă lume. De obicei se strângeau un pic mai greu oamenii, dar acum se vede că oamenii de-abia așteptau.